Prințesa Rose și pasărea de aur. Cu mulți, mulți ani în urmă, într-un regat foarte, foarte îndepărtat, trăia o frumoasă prințesă. Ea avea un păr lung roșu și iubea trandafirii așa de mult, încât toată lumea a numit-o Prințesa Rose. În fiecare seară după amurg, Prințesa Rose ieșea la balcon și bătea din palme. O pasăre de aur a zburat de nicăieri și s-a așezat la ea pe umăr. Și, ca prin magie, părul prințesei a început să strălucească, aprinzându-se într-o lumină roșie strălucitoare. Când pasărea a început să cânte o melodie încântătoare, Prințesa Rose s-a alăturat cântecului, iar toți cei din regat au adormit și au avut vise plăcute până în zorii zilei. Acest lucru a continuat în fiecare noapte câțiva ani. Cum apunea soarele, Prințesa Rose și micuța pasăre de aur cântau frumosul cântec de leagăn, ca toți oamenii să adoarmă și să viseze frumos până dimineață. Până când într-o zi, ceva teribil s-a întâmplat. O vrăjitoare rea și bătrână a auzit despre Prințesa Rose și a decis să o blesteme. Abracadabra, simsalabim, culoarea trandafirului să pălească! Și părul Prințesei Rose s-a transformat instantaneu în unul negru ca tăciunele. Prințesa Rose nu știa de ce părul ei s-a transformat în negru, dar ca în fiecare seară, ea a ieșit afară pe balcon și a bătut din palme. Dar de această dată, când pasărea aurie a apărut, părul lui Rose a început să strălucească negru în loc de roșu. Pasărea a cântat melodia sa încântătoare, iar Prințesa Rose a cântat cântecul ei de leagăn. Cu toții din regat au adormit, dar în această noapte au avut doar vise urâte și coșmaruri. În ziua următoare, prințesa a întrebat pasărea. Spune-mi, pasăre de aur, cum pot face ca visele poporului meu să fie din nou frumoase până în zorii zilei? Părul negru în apă de trandafiri! A răspuns pasărea. Prințesa s-a gândit că acesta este un sfat ciudat, dar l-a urmat oricum, deoarece până la urmă era o pasăre magică vorbitoare. Ea a umplut un bazin cu apă și a presărat trandafiri deasupra. Apoi și-a scufundat părul în apa de trandafiri și acesta s-a făcut imediat din nou roșu. În acea seară, când pasărea s-a așezat pe umărul ei, strălucirea roșie a părului a luminat din nou cerul nopții. Prințesa și-a cântat cântecul de leagăn, iar toată lumea din regat a adormit și a avut vise frumoase până în zorii zilei. Vrăjitoarea cea rea a fost foarte supărată că blestemul ei fusese rupt, așa că a decis să o blesteme din nou. Abracadabra, simsalabim, culoarea trandafirului să pălească! Și părul roșu al prințesei s-a transformat în negru ca tăciunele din nou. Dar de această dată, vrăjitoarea s-a suit rapid pe mătura ei zburătoare și a furat toate florile de trandafir din întregul regat. Să vedem cum mai poți rupe vraja mea acum! A rânjit ea plină de furie. Încă o dată, prințesa întristată a întrebat pasărea. Spune-mi, pasăre de aur, cum pot face ca visele poporului meu să fie din nou frumoase până în zorii zilei? Părul negru în apă de trandafiri! A răspuns pasărea. Dar unde pot găsi un trandafir? Părul negru în apă de trandafiri! Pasărea a ciripit, apoi a zburat. Prințesa nu știa ce să facă. Era atât de îngrijorată încât ochii se umplură de lacrimi. Și una din lacrimile ei s-a rostogolit și a căzut pe pământ, sub balconul acesteia. În acel moment, un prinț tânăr și chipeș s-a întâmplat să se afle sub balconul ei. Acesta a scos o cutie mică și din ea a luat un singur fir de păr roșu. S-a plecat și a așezat șuvița de păr peste lacrima prințesei. Și atunci s-a întâmplat o minune. Deodată părul roșu s-a transformat într-un trandafir roșu. Prințul a ridicat trandafirul și l-a adus prințesei. Când a văzut trandafirul, aceasta și-a șters de îndată lacrimile și a rupt petalele trandafirului pentru a le adăuga în apa din bazin. Apoi și-a scufundat părul, iar vraja a fost ruptă. Toată lumea a tresărit uimită, iar regele l-a întrebat pe prinț. Tinere, de unde ai găsit acel păr roșu? Când eu și prințesa eram copii, am luat un fir de păr de la ea din cap ca semn al loialității mele față de ea.
Și ea a făcut același lucru cu mine, luându-mi o șuviță de păr. Este adevărat, tată! Prințesa a confirmat și a scos o cutie mică. A deschis-o și înăuntru era o șuviță din părul prințului. Toată lumea a fost încântată de această veste. Prințul și prințesa Rose au știut că într-o zi se vor căsători și astfel, având culoarea părului potrivită, acesta a rugat-o să se căsătorească cu el chiar în acea zi. Vrăjitoarea a aflat că vraja ei a fost din nou ruptă și văzând că intenția ei nelegiuită a dus la un lucru atât de bun și minunat, inima ei rea și plină de mânie a crescut atât de mult încât a explodat într-o mie de bugățele minuscule, iar trandafirii care au apărut din lacrimile prințeselor au crescut și au crescut până când regatul a fost plin de trandafiri din nou. De aceea, trandafirii sunt atât de roșii precum părul roșu al prințesei Rose. Și în fiecare seară, prințul și prințesa ieșeau pe balcon, se întâlneau cu pasărea de aur și cântau un cântec de leagăn, astfel încât toți oamenii adormeau și aveau vise frumoase până în zorii zilei. Sfârșit! Dacă v-a plăcut această poveste, apăsați butonul de like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Și apăsați pe iconița cu clopoțel pentru a primi noutăți pe viitor.